Salut tuturor, numele meu este Mario și bine v-am regăsit la un nou videoclip. În episodul de astăzi o să facem exact ce spune în titlu. O să vă arăt cele mai bune setări pentru culorile din Fortnite. Acum câteva zile un abonat mi-a spus în comentarii dacă pot să vă arăt setările pe care eu le folosesc pentru culorile din Fortnite, pentru că sunt destul de aprinse și destul de vii. Adică comparativ cum este Fortnite-ul normal, setările mele sunt ceva de genul. Așa că înainte să-i dăm drumul la tutorial, dacă mai vreți videoclipuri, deci nu dați acolo un like, să strângem la acest videoclip peste 75 de like-uri. Nu uitați să vă abonați, să apneți clopoțelul, să primiți toate notificările atunci când postez un videoclip nou, să facem un livestream. Și hai să-i dăm drumul la videoclip. Bun băieți, mi-am mutat și web-ul ca să vedeți voi mai detaliat. Prima dată vom intra în Nvidia Control Panel. Mergem la 3D Settings, la prima, apoi mergem să punem pe Performance, mergem la Bifoma 3-a căsuță și apoi tragem la Performance ca să aveți mai multe FPS-uri. După mergem la Manage 3D Settings, apoi faceți setările pe care le-am eu aici. Setările acestea sunt făcute ca să ai mai multe FPS-uri. Puneți voi pauză la videoclip sau vedeți cum vedeți voi cum le faceți. Acestea sunt setările. După, ca să modificăm culorile, va trebui să mergem la Adjust Desktop Color Settings. Și eu am două monitoare. Voi dacă aveți două monitoare, vă selectați monitorul pe care vă jucați Fortnite sau vă puteți face setările astea la ambele monitoare. Eu o să selectez monitorul pe care mă joc Fortnite. După ce ne-am selectat monitorul, mergem la Digital Vibrance. Aici am selectat eu poza, sau voi probabil o aveți pe aceasta. Am selectat eu poza aceasta ca să vă dați voi mai ușor seama cum funcționează această setare. Mergem la Digital Vibrance și apoi tragem această bară mai spre dreapta. Eu de obicei o cam las pe la 80% și comparativ cu prima, când poza arăta ceva de genul, acum arată ceva de genul și haideți să vă arăt și cum arată în Fortnite. Băi, s-a intrat într-un match, mergem la setări. Am uitat să vă arăt setările pe care le-am în Fortnite. Ca color blind folosesc Trina Top și intensitatea o folosesc pe 10. Asta așa că ne bat băieții. Mi se mișcă Fortnite-ul super super bine, adică n-am nici măcar o problemă. Hai să încercăm să-l batem pe ăsta. A, bă, tu băieți, aia zi băieți. Băieți, dacă v-a ajutat acest videoclip, nu uitați să lăsați acolo un like și un comentariu. Dacă mai vreți videoclipuri de genul, la fel, spuneți-mi acolo în comentarii. Până data viitoare, eu am fost Mario, iar ne vom auzi, bineînțeles, la un nou videoclip. Pa, pa!